dreapta la corp, nu pe tot loc. Da? Că nu asta e. Una, două, trei, patru. Da? Stânga la cap, ridicat. Stânga, dreapta la corp și acum open cu stânga. Nu pe tot loc. Stânga, dreapta, nu pe tot loc. Numele meu este Safte Daniel. Sunt fost campion mondial de Kempo, multiplu campion național de Jiu-Jitsu, Unifight. Am luptat și în meciul profesionist de MMA. Am 5 meciuri, 3 victorii și 2 înfrângeri. În momentan sunt antrenor al clubului CS Pontica la secția de Kempo MMA. MMA, în traducere, înseamnă Mixed Martial Arts. Adică e o combinație de mai multe stiluri de arte marțiale. Înseamnă box, înseamnă kickbox, înseamnă lupte, judo, jiu-jitsu. Este un sport de contact mai complex. Toată lumea poate să practice, MMA, dacă vorbim de MMA de performanță. Ideal e ca sportivii să aibă de obicei un background, cum ar fi, știu, lupte, judo, jiu-jitsu. Ca să ajungi la un nivel înalt trebuie să ai un background în sportul de contact de amatori, ca să poți la un nivel înalt. Adică nu poți veni să practici MMA la o vârstă destul de înaintată și nemai făcând un alt sport de contact. Adică e foarte greu să înveți toate tehnicile nemai făcând înainte, neavând un background, știu eu, rezultate într-un sport de contact de amator. Bineînțeles, și pregătirea psihică este un factor foarte important. În primul rând, dacă vorbim de performanță, dacă vorbim de sportivi care merg la gale, automat trebuie să antrenamentul trebuie să conțină și pregătire psihologică, nu numai de pregătire fizică și specifică. Momentan, până acum, ne-am atins cam toate obiectivele, în sensul că vărul meu, Cătălin Cășaru, care mă antrenează de foarte mult timp împreună cu el, anul trecut, în decembrie, a obținut centrarea XF, iar anul acesta, Robert Orbocea, la categoria grea, la fel a obținut centrarea XF. Adică, momentan, eu zic că suntem pe drumul cel bun și suntem de-abia la început și urmează să obținem rezultate cât mai bune cu sportivi cât mai mulți.